Da, eu cred că s-a mai întâmplat treaba asta și în alte părți. Într-adevăr, din dragoste foarte mare, din dorința de a reuși, poate și prin faptul că domnul Rotaru și alții patroni sau investitori tratează fotbalul ca pe un hobby. Dar tocmai oameni care au performanțe în domeniile în care activează cu afacerile lor, acolo totul este corporatist și totul este tratat foarte, foarte serios. Aici e hobby. Când tocmai aici trebuie tratat exact la fel pentru a reuși. Undeva dânsul greșește. Sigur că nu o să-i placă ceea ce spun, dar fără îndoială că undeva greșește. Eu spun o chestie care mie nu mi se pare că o putem extrage din fotbalul de top din Europa. Acum 2 săptămâni a spus că până în vară voi prelua executiv conducerea clubului. Eu nu înțeleg ce înseamnă spre executiv conducerea clubului ca și investitor. Ca investitor, nu? Că nu se folosește ca și Radu. Ca investitor, Ca investitor. binecuvântat. Ce bine vezi e... Ce bine e ca oaia când stă lângă lup și e frică, știi? pentru că unde sunt deciziile? În partea tehnică sau ce? Să decidă strategia de comunicare după meciuri sau unde să mergem în cantonament? Sau efectiv să facă primul 11? Adică e foarte important să vedem ce înseamnă asta, că automat escaladează fișa postului la toți oamenii din club când spui treaba asta. Înțelegi? Și atunci... Adică depășește, îi lasă Da. în urmă. Adică ce competențe are să facă tot ceea ce fac toți ceilalți? Păi zice că a mai făcut-o până acum și că s-a retras o vreme și acum a revenit din cauza faptului că a căzut în imagine și în ce înseamnă cultura internă, din ce înțeleg, dacă traduc bine, clubul la plecarea, după plecarea lui Mirel Doi, sau prin ceea ce a făcut Mirel Doi în Păi, ultima dacă a mai anul. făcut-o, Noi am atunci ajuns la avem... zero, trebuie iară să o luăm, să Dacă a mai repun făcut-o, pe... avem și răspunsul de ce n-a câștigat campionatul de 20 de ani. Da, e responsabilitate. Asta e Pentru logic, că dânsul face responsabilitatea este niște ale lucruri tuturor. pe care nu le face un alt patron din România. Eu spun că dacă mă pui să zic acum cu ochii închiși, zic repede un club care se apropie cel mai mult de un club din Europa. Zic repede Craiova, lui. Da? La modul cum e organizat. Dacă îmi vine cu declarația asta, retrogradat multe lucruri în spate. Ne ducem spre fotbalul din Est. Pentru că nu există. Eu n-am văzut. Vreau să văd și eu cineva de la United, de la City sau de la oriunde vrei să spună de mâine domnul Cârțu sau toți ceilalți, eu voi conduce executiv clubul, dar sunteți aici, aproape de mine. Așa. Da, cam așa. Că l-am Păi, întrebat și ce atunci, face Sorin dacă Cârțu atunci. traducem declarația asta, atunci eu pot să vorbesc și de ce perspective are Craiova mai departe. Sau ce așteptare are Nagoie. Nagoie a auzit declarația asta? Ce înseamnă declarația asta? Cred că a auzit-o. Păi, sunt niște întrebări, nu Cred că a care... văzut și el. Păi, și Din atunci... declarația asta interbale se schimbă antrenorii la poate să Craiova. însemne că și asumă tot ce înseamnă conducerea administrativă a clubului, nu conducerea tehnică. Eu Da, așa e am posibil, luat-o. da. Adică Adică, da. nu că ar avea și prerogative tehnice. Adică, de Nu. exemplu, uite, eu m-aș gândi așa, Ce că înseamnă? dacă Mirel al doi vrea să, sau următorul antrenor, Nagoie, să dea, deși Nagoie zice că n-ar face asta, să dea 3 jucători, să-i trimită la echipa a doua, el să intervină imediat, să Da. spună, atenție că urmează aceste Da, consecințe. da, nu, Hanca ne da, va da în judecată nu, dar putea și să ne va facă fără cere. declarație, că în acel caz a avut dreptate domnul Rotaru, nu Mirel al doi. Nu se face așa. Pentru că există o societate. Cristie Păi nu e de nu, acord. nu, eu nu. Adică, Cristi a spus din punct de vedere al jurnalistului. Eu spun din punct de vedere al unuia care conduce o societate. Pentru că societatea nu înseamnă doar obiective sportive. Ai Și nu, și de contă, eu cred că ai zis din și nu punct de vedere al înseamnă. jurnalistului, ci din punct de vedere al ceea ce e corect de Dar făcut. nu, dar nu a greșit deloc Cristi. Eu vin în completare. Da, dar zic, nu, nu e jurnalist, Pentru. că nu, nu e o perspectivă a jurnalistului, Așa este cred. identificat, nu? Da, asta e altceva, dar poți Adică. să spui și lucruri care nu sunt. Vreți să zic ca suporter? Nu, este o Nu, parte din nu fenomen. a rațiunii ceea ce Este spune parte din Cristi, este. fenomen. Adică eu am vrut Da, să nu, dar certific zic faptul că asta e că nu e că ar nu vrea un este jurnalist oricine. așa, ci pentru că Cristi, Da, înțeleg, ca așa ar trebui să se întâmple lucrurile, ca să existe Păi nu, păi o știu, morală, să existe exact, o din punct morală de vedere al și moralității, adică el în îl ceea ce gândește în vorbim modul ăsta. acum despre povestea cu Dar Cluj. în momentul când trebuie să, când ai Păi asta responsabilitatea la spun. toate pârghiile clubului, ai mai multe obiective. Obiectivul nu e doar cel sportiv, repercusiunile nu sunt doar din punct de vedere Asta sportiv. spun. Asta zice el. Doi, să vedem de să ne ducem Acolo are în gard dreptate, dar cu putea să clubul. Cred specifice. că asta. Nu că din momentul ăsta eu sunt Acum nu conducător știu dacă executiv al clubului. poate jos devine, că nu i-am cerut să defalcheze. Poate, Dați pe punct. dar dânsul iese Da, des la ce televizor și faceți. poate spune. Bun, și despre Mihai Rotaru s-a auzit că se implică
poate nu ca Gigi Becai, dar se implică în sensul de anumite presiuni, de anumite întrebări. Se mai aud lucruri. Dar toți au sugestii, le mai auzim și noi, dar nu le putem spune pentru că nu poți să reproduci fără acordul celor care își vor lege. Are 20 de milioane pe minus în momentul ăsta. Măcar să aibă sugestii, poate să aibă oricine. Adică, mie mi se pare unii zic că, după Victor Pițuc, de exemplu, ar trebui să aibă nimeni în fața, domeniu... că nu are niciun fel de presiune. Mai emoțional așa fotbalul, nu este bursă. Aici e normal să ai niște sugestii, poți să discuți cu antrenorul. Cred, dar o să vă întreb după o pauză, că e o întrebare, poate, care trece și la subiect, apropo de chestiunea aceasta. Și crezi că unul dintre membrii după familiei Glazer, care sunt patronii lui United, se duce vreunul dintre frații Glazer să-i zică lui Ten Hag? Dar nu că se duce și declară. Bagă-l. Că e mai grav. Bagă-l pe Rashford, că dacă nu-l văd pe Rashford în primul 11, nu știu ce fac. Mai spunea Murati pe vremuri cu Recoba. Dar nu are nicio legătură. Rotaru și Becali au intrat în fotbal pentru că sunt pasionați cumva de genul ăsta de activitate. Glazer nu are nicio treabă cu asta. Pentru că e un business, pur și simplu. Niciunul într-un business nu se va duce să facă știu, așa. Poate sunt și ei pasionați. Crezi că e numai business? Da. La Glazer? Nu la Glazer. Da, la Glazer nu, la familie. La Glazer știu. Nu, la oamenii de afară, da. Dar aici crezi că e numai business? Păi nu, tocmai asta spuneam. Că nu, aici, ei se implică până că au senzația că fiind pasionați și căpătând oarecare cunoaștere și având putere, că puterea e... La capitolul putere, poate că ar merita amănunțită discuția, știi cum s-a numit inițial romanul Magul al lui John Fowles? The God Game. Jocul de Dumnezeu. Am avut câteva întrebări să le adresez domnilor de la această masă. Așa. Care au necesitat un răspuns, câte un răspuns. Din păcate, da. Da, din păcate, da. Dar hai să așa, pentru că tot ne apropiem de finalul ăsta de an calendaristic, ceea ce la noi nu e competiționat spre deosebire de China. Hai să ne privim un pic înapoi, să priviți voi. Spre 2022, hai să așa, 2 pentru 2022. Doi cineva sau ceva care v-au plăcut și displăcut în acest an. Narcis, te spun părere de rău că a pasat acest părere, nu am înțeles de ce. Dar am și argumente. N-a răspuns? Ba da, am răspuns, dar răspuns din fotbalul internațional. Păi nu, am răspuns din fotbalul românesc. Păi dacă nu-mi place nimic, ce ar trebui să răspund? Chiar nimic? Păi stai puțin, că suntem deci conectați. Deci îți displace tot? Da, vrem să ne raportăm la fotbalul internațional, dar aici rupem cumva legătura. Vorbim despre fotbalul românesc. Păi asta dacă e tema, asta e ideea, asta e jocul. Tot ceea ce puteam spune din campionatul nostru... Nu ți-a plăcut nimic? Nu poate să fie totul detestabil în fotbalul românesc. Nu, dar altfel spus. Măcar emisiunile. Altfel spus. Domnul meu răspuns, o să vezi. Da. Mie mi-a plăcut că Messi a reușit să câștige lupta cu destinul și cu umbra lui. Și atunci asta. Așa e simplu, că Messi, orice că altceva. Ronaldo, că... Păi da, eu nu sunt suporterul unui club din România, ca să spun, mă bucur că a ajuns pe locul nu știu care clubul. Nu e despre cluburi, e despre oameni, despre evenimente, despre... Bine, atunci a fost neinspirat și am primit mai degrabă de mare performanță a lui Messi. Okay. Iar la contraperformanță am numit modul cum Ronaldo a ieșit din scenă, sau e pe care să iasă din scenă. Am să-ți extrem un teatru absurd. Eu întreb despre fotbal, nu știu despre Ronaldo. Da. Dacă ai o informație păi, că ajunge la o echipă din România... Tu m-ai atacat, puteți să spui că nu m-ai întrebat. Atunci păi nu, nu puteam să spun, că nu puteam să răspund de aici pe tine, după aici încă bine. Te neglijez. Declar că n-am declarat nimic. Așa. Radu, plăcut, displăcut în 2022 în fotbalul românesc, precizez. În fotbalul românesc mi-a plăcut. Bun, am luat un exemplu din ultima parte a anului și am luat un moment estetic, golul lui Marković cu Chindia. Ăla mi-a plăcut pentru amploarea... Foarte frumos. Traiectoriei, da? Aici, la pasul ăsta Romariu, lui Crețu. Așa. Da, bine, Romario nu știu dacă a avut bolta asta la nivelul ăsta de înălțime, da, pe când asta părea că nu mai coboară mingea asta. Mm-hmm. Și este inițial ai impresia că s-ar putea să ducă în bară, dar este o execuție pretențioasă din partea unui fotbalist paradoxal. Pe cât de plin de talent, pe atât de autotorpilor. Da? Adică el are grijă să-și saboteze talentul, prin tot felul mâncând. De mișloace. Mâncând, în primul rând. Da. Mie îmi dă mâna că am slăbit acum. De unde și vorba rumească cu burduful. Exact, da. Aparte am mâncat unul pe sărăt prea mult. Cu brânza și burduful. Exact, da. Deci ăsta ar fi un moment care mi-a plăcut prin estetismul lui. Frumos. Nu prin altceva. Frumos, asta e da. Bravo, uite. Exact.
Ce ți-a displăcut? Mi-a displăcut profund, mi-au displăcut multe lucruri. Acum, sigur, exista tentația să spui un moment neplăcut sau două momente neplăcute legate, sunt cele 205-uri ale FCSB-ului. Dar mi se pare trist spre tragic felul în care au retrogradat Clinceni și Mediaș la sfârșitul campionatului trecut, adică anul ăsta, da? Au retrogradat cu o povară însumată, cu strigături. Da, cu penalizări care împreună au însemnat, mi se pare, 87 de puncte. Pe minus. Pe minus, da. Deci două echipe pleacă, se desființează ulterior, firește, și au împreună 87 de puncte în minus. 44 cu 43, ceva de genul ăsta. Asta mi se pare, pentru o competiție care se încăpățânează, se spună Superliga, da? Mi se pare un sub enorm. Și care deschide ușa altor viitoare și nedorite întâmplări de același fel. Eu la povestea asta am mic comentariu că, într-adevăr, poate că într-o bună zi toți acești oameni vor înțelege, apropo de Superliga, investițiile care se fac în ei și faptul că sunt destul de norocoși, dar sunt oarecum precum jucătorie. Au senzația că o să le meargă așa. E, poate că nu o să le meargă tot timpul așa, dar o să știm precis, spun de acum, că nu o să meargă așa, pe cine o să punem degetul. Doi de la federație, doi de la ligă, câțiva conducători, uite așa o să-i luăm și o să-i punem pe afișat, pe afișaj acolo. Și ăsta e meciul, mi se pare meciul rapid cu media, da, și în care fost... cei de la media și-au venit cu niște copii de școală, de liceu, ceva de genul ăsta, și portarul care aici face un penalti a fost, mi se pare, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, încasând 8 goluri. Ca să avem, 15, asta spun, ca să avem 20, dimensiunea a ceea ce s-a întâmplat acolo, dar este un fenomen de mare tristețe. La două zile înainte au jucat un alt meci. Da. Cristi, ce ți-a plăcut? Păi, la pozitiv, eu am două personaje care evoluează în fotbal românesc, dar nu sunt români. Și probabil că nu întâmplător nu sunt români prin mesajul pe care îl transmit. Sunt doi italieni. Andrea Companio și Cristiano Bergoli. Adică pot să spun că sunt fascinat pur și simplu, dar sunt impresionat plăcut de fiecare dată când îi văd, când apar la declarații și mesajul pe care îl transmit, care este unul de civilizație, de cumpătare, de seriozitate, profesionism și toate astea la pachet. Și cred că ar putea să fie un bun model și pentru personajele autohtone. Că nu e foarte greu să fie așa, adică dacă îți dai puțină silință, Uite la pachet așa. Ce ți-a displăcut? Da. Păi domnul de lângă, care mi se pare, cum să spun, personificarea defetismului, a superstițiozității. Adică Dan Petrescu. Da, exact. A autoflagelării. Adică e un personaj care respiră atât negativism, că era imposibil ca CFR, în virtutea tuturor acestor calități, asta este. Da? Să nu-i propună prelungirea contractului până în 2029. Asta mi se pare fabulos. E adevărat că îl apără rezultatele, cum se spune. Deci la noi, dacă ai rezultate și ajungi nu știu cum la ele, indiferent. Nu poți să ajungă nu știu cum de atâta timp, totuși, nu se poate. Știu. Norocul nu funcționează chiar mie, așa. Mie genul ăsta de personaj îmi displace profund. Mi-a plăcut foarte mult de el ca jucător. Nu-mi place foarte mult, adică eram pur și simplu în admirația lui, mai ales când îl vedeam jucând la Chelsea și știam că este unul dintre oamenii ăia din echipă de acolo, nu un băiat care mai intra și el, care mai intra și avea Chelsea niște jucători și pe vremea aceea, avea banii lui Abramovic, dar avea niște jucători. Bun. Asta e părerea mea despre... Bine. Dar Companio și Bergodi nu sunt deloc înnăcriți. Nu știu dacă ai observat, dar fotbalul nostru e plin de murături, inclusiv murături retorice. De sezon. Toți sunt triști, cocărjați de melancolii. Ori ăștia sunt doi oameni care și-au păstrat serenitatea. Au avut și momente neplăcute, dar sunt doi oameni care sunt ok, că niște are dreptate. Și știu cine sunt, alții nu prea înțeleg, nu prea știu, sunt lămuriți pe ei înșiși. Repede, trebuie să mergem repede ca să apucăm să... Pentru că sunt trei lucruri, trei despre 2023. Am zis trei lucruri pe care le vreți întâmplate în 2023. Aici ai contribuit. Păi unul a fost să ne calificăm la Euro 24. Așa, bun. Bună dorință. Fast program. Să fie vorba lui De Gaulle. A doua dorință se referă la fotbalul juvenil și la infrastructura sportului și a fotbalului, adică să punctăm în ceea ce privește bazele sportive, adică bucătăria performanței. Păi nu doar. Avem baze?
Avem stadioane, dar până sâmbătă mai avem câteva zile de antrenament și acolo nu prea avem unde să ne antrenăm, plus resursa umană. Trebuie cumva îmbunătățită calitatea resursei umane, adică a antrenorilor. Și al treilea lucru? Deci antrenorii, ăsta e un pas. Ce era altul? Ajută-mă tu, că... era vorba de Farul. Efectiv, mi-a venit în minte că mi se pare demoralizant pentru Farul să facă un sezon atât de bun și să n-aibă dreptul să joace în cupele europene. Și m-aș bucura dacă ar câștiga procesul de la TAS. Nu cunosc Speța, dar m-ar bucura să aibă acces. Acum nu știm pe ce loc se va clasa, dar să presupunem că va fi pe un loc de cupă europeană, m-aș bucura să ne reprezinte la da, ar fi jenant, cupele ar europene. Da, ar fi trist și imagine jenant. Și pentru cei implicați. Da, și păcat pentru echipa asta, care funcționează bine, deocamdată. Radu? Pe eu din afecțiune regională mi-aș dori ca Poli, care se pregătește în sfârșit să se întâlnească cu Liga a treia, de mult încearcă, dar anul ăsta o să-i reușească, nimic nu-i mai oprește. Sunteți în patru acum. Suntem în Liga a doua, dar ne pregătim de a treia. Nu venim din jos în sus. Câți ani aveți? Mă îndrept spre 50. Din ce direcție? Din ce direcție? Să aibă în sfârșit un patron, un investitor cu alonjă și care, dacă se poate, să fie nepenal. Așa, nu știu, cu dosare mai știm. Da, și de multe, aibă... multe pretenții deja. Păi nu sunt multe. Să ai un investitor onest, da? Și potent financiar. Financiar. Okay. Insist. Doi, Ovidiu Hațegan să-și revină complet. Frumos. Că e important și lucrul ăsta. Adică să redevină arbitru. Da, mai și, poate, să fie, și să fie echilibrat medical 100%. Asta... Și el, în afară de bani, nu a pierdut nimic, adică da, față de Ișvan. Că... Dar aș vrea să-l văd Deci tu vrei reabilitat ca om, nu neapărat ca arbitru. Nu, în primul rând ca om. În primul rând ca om și dacă se poate ca arbitru. Dar se pare că face să arbitreze din nou. Și trei, eu n-am ambițiile lui Narcis, aș vrea Naționala să înceapă să joace ceva. Da? Andrei Pleșu, când s-a votat bugetul pentru cultură când era ministru, a primit 0,28 din PIB și a zis noi avem nimic, virgulă ceva. Eu vreau ca Naționala să joace ceva. Deocamdată n-a jucat nimic. A bătut Bosnia într-un meci în care Bosnia a făcut un city break la București. Da? Dar în rest este o echipă ponosită care joacă ponosită. Și aș vrea să nu mai arate așa. Te simți rău când o vezi așa. Da, și mi-am pierdut, nu entuziasmul, mi-am pierdut noțiunile de identificare și apartenență care trebuie să circule prin sângele oricărui om care ține cu echipa lui Națională. Și noi am ținut și am avut rezultate și am avut frisoane și ne-am smuls părul din cap. Nu mai facem lucrul ăsta. Constatăm ironic sau dezabuzat că mersul pe tobogan continuă. Cristi, trei lucruri pe care ți le dorești în 2023. Într-o ordine aleatorie... Să se demoleze vechiul stadion Dinamo și să se înceapă în sfârșit construcția noului stadion Dinamo, că pentru mine deja a devenit o obsesie asta, discuția despre ce se întâmplă cu stadionul Dinamo. Nu pot Dinamo. Împiedica să spun că chestia există promisiuni mari că în 2024-2023 se va dărâma. Nu se știe dacă va începe să-și construiască. Să nu uităm că el putea fi gata la ora asta. Știu asta. Deja e altă discuție. Nu e altă discuție. E aceeași discuție, din păcate. Nu este alta. E aceeași discuție ca să știm în ce țară trăim cu și lângă ce oameni. Ce oameni sunt în lumea noastră. Da, da. Mai îmi doresc la declarații când vin fotbaliștii și antrenorii. Mai puțină limbă de lemn și mai puține clișee și mai multe gânduri personale, dacă se poate. Adică oamenii pot să vorbească. Da, îi expun pe rostit. Nu trebuie să... Da. Eu, adică dacă vorbești urban, poți să spui aproape orice gândești. Nu? Da. Dar... Nu. Și am și eu un gând cu Naționala, tot așa, sunt între Narcis și Radu. Adică, hai să facem și noi un exercițiu de demnitate totuși și să ne tratăm la justa valoare adversarii. Adică să nu ne mai fie frică a priori de Kosovo, de Belarus și chiar și de Israel. Că la noi am impresia foarte mult din deprecierea asta, ideii de Națională, provine din atitudinea servilă pe care o avem de alte naționale. Adică, domnule, zice, aia sunt foarte tari. Adică nu mai există echipe mici. Setările de bază să fie făcute în altă. Adică dacă îi privești, nu ca să îi privești subaltern, adică sunt unii pe care îi bați la orice ore. Da, totuși, reprezinți un fotbal care are un trecut decent. Problema e prezentul. Mai seamănă cu nimic. Problema e prezentul, nu trecut. Exact. Nu, eu aici, nu sunt de părerea ta, dar din motive obiective, tu te înțeleg.
poveste și mulți gândesc așa din punct. Mamă, încă la tragerea sorți. Și adevărat, e bună tragerea sorți. Dar păi este faptic. Faptic, noi ne-am demolat fotbalul. Acum unii încearcă ușor, ușor să reconstruiască. Dar drumul e lung. Ceea ce vreți voi cu Naționala este aproape utopie. Am zis să joace ceva. Jucatul ceva vine exact cum spuneai tu, din ideea de apartență. Eu nu știu că oamenii ăștia mai știu că aparțin aceea, mai știu să fie chiar și patrioți, cuvântul ăsta îngrozitor. Pentru că genul ăsta e patriotism care nu e flamboia, nu trebuie să strigi, trebuie să pui osul. Auzi, procedăm cum au procedat autoritățile comuniste prin anii 60, când au luat dreptul național de a mai participa la competiții internaționale. Nu, să participe, dar... Vreo 2 ani noi n-am mai participat. Da. Au zis comuniștii, băi, gata, mă, că ne facem de râs și iar numai, ia stați voi acasă. Și ce se întâmplă când îi vezi pe tot felul de croați care vin din tot felul de locuri, unii care s-au dus până în Rusia, alții, sigur că joacă la echipa mai... La Real Madrid. Da, bun, joacă la echipa mai... Dar și în alte țări care se adună din tot felul de locuri, dar când se adună, zici că sunt o echipă de club. Asta trebuie să fie trebuie să ai ambiție solidară. Hai, patriotism nu, dar ambiție solidară ai putea să ai. Păi și un pic de patriotism, dar încă o dată, nu de la sfârâitor, nu de la să spui, bă, asta e țara mea în care lup și pe ăsta ar trebui să dau un pic mai mult pentru ei. Nu o să fiu așa. Dar tu ai răspuns la aceste întrebări pe care ni le-ai pus, nu? Păi deci, e cel mai simplu doar să le pui întrebările și să nu răspunzi la ele. Și bine să fii moderator.